Exportatorii moldoveni vor putea depune declarația vamală electronică. Hotărârea cu privire la procedura de vămuire electronică a mărfurilor la export a fost aprobată de Cabinetul de Ministri. Astfel, potrivit documentului, serviciul vamal oferă posibilitatea exportatorilor să devină mai competitivi pe piața străină, deoarece cheltuielile vor scădea de două ori. Acest proiect vine să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate de organul vamal și introduce o serie de facilități benefice climatului investițional în Republica Moldova, cum ar fi. Prin această hotărâre, serviciul vamal lansează o nouă etapă de modernizare a procedurilor vamale. Elementul cheie acestei constă în eliminarea documentelor vamale pe suport de hârtie și trecerea la procesare 100% electronică a tranzacțiilor de export. În plus, se va reduce timpul de vămuire. Agenții economici care au semnătura digitală din oficiu sau de la o tabletă conectată la sistemul informațional vamal vor putea completa declarația de export în format electronic în cel mult 7 minute.